O să citim un cuvânt din cartea 2 Samuel, de la capitolul 22. Cuvântul acesta este un cuvânt de salut. În ultima o lună de zile am fost plecat din țară împreună cu soția în Canada și frații de acolo, care ne-au chemat să fim cu ei, v-au trimis acest cuvânt de salut. Și versetul 31, acesta este versetul, cuvântul lor de salut pentru voi, dar după aceea o să mai citim în continuare câteva versete. Deci, cuvântul de salut este acesta: căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este curățit, el este un scut pentru toți cei ce caută adăpost în el. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul? Și cine este o stâncă afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu este cetățuia mea cea tare și El mă călăuzește pe calea cea dreaptă. El îmi face picioarele ca ale cerboaicelor și El mă așează pe locurile mele cele înalte. Îmi deprinde mâinile la luptă și brațele mele întind arcul de aramă. Tu îmi dai scutul mântuirii tale și ajung mare prin bunătatea ta. Lărgești drumul sub pașii mei și picioarele mele nu se clatină. Urmăresc pe vrăjmașii mei și îi nimicesc. Nu mă întorc până nu îi nimicesc. Îi nimicesc, îi zdrobesc de nu se mai scoală, ca sub picioarele mele. Tu mă încinci cu putere pentru luptă, răpui sub mine pe potrivnicii mei. Faci pe vrăjmașii mei să dea dosul înaintea mea și nimicesc pe cei ce mă urăsc. Se uită în jurul lor și nu-i cine să-i scape. Strigă către Domnul, dar nu le răspunde. Îi pisesc ca pulberea pământului, îi zdrobesc, îi calc în picioare ca noroiul de pe ulițe. Amin. Vă invit să luați loc. Sunt cuvintele omului lui Dumnezeu David. Și sunt cuvinte care arată o deplină încredere în Dumnezeu. Un om plin de încredere. Un om care nu are nicio frică și care nu are nicio îndoială. Am văzut acolo în Canada și am văzut aici în România că în poporul Domnului este o mare problemă și Domnul m-a îndemnat să vorbesc despre lucrul acesta. Înainte ca să venim înspre casă, stăteam într-o zi și a venit o tânără pe care o știam acum fiind acolo, o tânără care îl caută pe Domnul, o tânără plină de bucurie, o tânără care avea pace în inimă, și am văzut-o întristată. Și am zis, ce s-a întâmplat? Și știți cum răspundem noi de foarte multe ori? A, nu-i nimic. Și am zis, nu-i adevărat să-mi spui ce s-a întâmplat, pentru că văd că este ceva și văd pe fața ta. Și mi-a spus, frate, dar mă gândesc ce viață mă așteaptă, ce viață îmi stă înainte. Urmează să se căsătorească, deci o să trebuiască să muncesc o viață întreagă ca să-mi plătesc o casă, de dimineața până seara la servici, să nu mai ai timp de casă, să nu mai ai timp de tine, să nu mai ai timp de nimic, numai muncă și iar muncă. Și mi-am dat seama că era un duc de frică și de îngrijorare peste ea. N-avea niciun motiv, dar a venit acest duc și a tulburat-o. M-am întors acasă, am venit aici și așa a îngăduit Dumnezeu să discut cu mai mulți tineri și să văd același duc de frică și același duc de îngrijorare. M-am întâlnit acum zilele trecute cu o tânără din adunare pe stradă și tot așa o întreb, ce faci? Și același răspuns, bine, și am zis, nu-i bine, ceva nu-i în regulă, spune-mi ce faci, spune-mi ce se întâmplă. Și la fel, discuția a mers înainte, frică, teamă, îngrijorare. Vorbind cu alții am văzut același lucru și Domnul mi-a spus că trebuie să vorbim neapărat despre aceasta. Am văzut astăzi o mare nenorocire care se întâmplă în poporul Domnului și nenorocirea aceasta este frica, care n-ar trebui să fie între noi, n-ar trebui să fie între noi. Vorbește Scriptura, am multe să vă spun și o să încerc să, l-am și rugat pe fratele Dan să mă lase să vorbesc mai mult, am multe să vă spun și sper să reușesc să vă spun tot ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă și știu și sunt încredințat că este despre binele poporului din acest loc. Vorbește Scriptura despre frică, dar nu despre orice frică și știm cu toții, o să vă citesc doar un pasaj în Proverbe, capitolul 14, de la versetul 26, o să vă citesc despre frica pe care trebuie să o avem. Și aici spune,
Așa, cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață și ea ne ferește de cursele morții. Frica de Domnul e un izvor de viață, nici de cum de moarte. Frica de Domnul este bună, frica cea de Domnul în reverență, frica cea de Domnul în dragoste, nu frica aceea așa cum înțeleg oamenii prin frică, o frică în dragoste și în reverență. Poate fi și frică în dragoste, credeți lucrul acesta. În Isaia, capitolul 11, vorbește Isaia despre această frică, vorbind despre Domnul Iisus Hristos. Isaia 11 și versetul 3, auziți ce spune despre Domnul Iisus Hristos? Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Plăcerea Domnului Iisus Hristos va fi frica de Domnul. Să ai plăcere în a fi frică de Domnul. Aici nu poate fi decât în dragoste. Nu ți este frică cu plăcere de cineva decât dacă îl iubești. Dacă n-ai nicio legătură cu el, atunci poate fi o frică. Dacă te înspăimântă într-un fel sau altul, poate fi o frică. Dar să ai plăcere în frica de un om înseamnă să iubești acel om. Și despre Domnul Iisus Hristos așa spune Scriptura, plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Și poate fi o frică greșită despre care, chiar de Domnul, despre care tot Isaia vorbește în capitolul 29 și versetul 13. Acum vorbește despre niște oameni care vorbeau despre Domnul, dar care nu îl cinsteau pe Domnul. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Dacă ne este frică de Dumnezeu numai pentru că ni s-a spus la biserică, trebuie să-ți fie frică, trebuie să-ți fie frică, trebuie să-ți fie frică, nu-i bine, n-am făcut nimic. Să știți că multor credincioși le este frică de Dumnezeu și își fac cruce să nu-i trăznească Dumnezeu și să nu facă. Au frică de Domnul și zice Scriptura, nu este decât o învățătură de datină omenească. Dumnezeu nu-și găsește bucuria în frica de felul acesta. Un om care se teme doar de pedeapsă nu este o frică după voia lui Dumnezeu. Trebuie, așa cum am zis, frica aceasta să vină din dragostea față de Dumnezeu, din cunoașterea lui Dumnezeu. Când îl cunoaștem pe El, frica care nu-i bună dispare. Și rămâne doar frica aceea prin care îl cinstim și îl onorăm pe Dumnezeu. Deci trebuie să avem această frică de Dumnezeu, dar să fie o frică din dragoste. Și mai este o frică, că prima dată m-am gândit că doar de Dumnezeu nu trebuie să ne fie frică. Și în rest trebuie să, sau de Dumnezeu trebuie să ne fie frică și în rest trebuie să nu mai avem frică de nimic, dar Dumnezeu mi-a zis să ai grijă că nu e adevărat. Și în Efeseni, capitolul 6, și apoi în Romani am găsit, că mai trebuie să ne fie frică de ceva și să fiți atenți la lucrul acesta. Efeseni 6 cu versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Vorbește Scriptura despre o frică față de stăpânirile pământești, despre autoritățile lăsate de Dumnezeu, autoritățile pe care Dumnezeu le-a lăsat și în care scrie și în Romani, capitolul 13, de la versetul 7 înainte, dați tuturor ce sunteți datori să dați, cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați frica, dați-i frica. O frică față de autorități, de ce? Pentru că Dumnezeu le-a lăsat. Spune Scriptura că nu este nicio stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a așezat o stăpânire, atunci trebuie să mă tem de stăpânirea aceea. În ce sens să mă tem? Adică să nu fac ceva împotriva acestei stăpâniri, să nu fac ceva împotriva legilor acelei stăpâniri. De ce? Pentru că Dumnezeu a lăsat-o. Cui datorați frica, spune, dați-i frica. Și autoritățile lăsate de Dumnezeu trebuie să primească frica în sensul acesta. Când nu este frică față de autorități, vedeți că oamenii fac tot felul de prostii, ajung în pușcării, fac tot felul de lucruri rele. Dar dacă înțelegem că sunt lăsate de Dumnezeu, trebuie să avem acea frică. Nu se compară cu frica de Dumnezeu. E alt fel de frică, dar și aceasta este o frică. Orice fel de altă frică, n-am mai găsit în Scripturi nicăieri, orice fel de altă frică este greșită. Orice fel de altă teamă este greșită. Dacă ai orice alt fel de frică în viața ta, să știi că nu este bine și nu-i după voia lui Dumnezeu. Tot în Proverbe, capitolul 29 și versetul
25 scrie că frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Cine se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă, iar frica de oameni este o cursă. De ce este frica de oameni o cursă? Pentru că dacă ne temem de oameni, vom face compromis de la adevăr. Nu vom rosti tot adevărul, pentru că oamenilor nu le place să le spui adevărul. Ați observat lucrul acesta, nu-i așa? Oamenilor nu le place să audă adevărul, pentru că adevărul îi confruntă cu starea lor. Adevărul îi pune într-o situație care nu le place. Oamenii vor să trăiască liniștiți și pentru că adevărul îi tulbură, se vor ridica împotriva adevărului. De aceea frica de oameni este o cursă. Am fost acolo în Canada și am zis să mergem și pe la biserici de canadieni. Și am fost într-o biserică, pe scurt vă spun, s-a întâmplat că acolo nu se propovăduia Evanghelia așa cum trebuie și la sfârșit noi care am fost ne-am tulburat și am început să vorbim unii cu alții, iar frații cu care am fost de acolo din Canada s-au dus la păstor și au spus că n-a vorbit bine. Și s-a produs o mare tulburare, o mare tulburare s-a produs acolo în adunare, pentru cum se întâmplă așa ceva? La ei nimeni nu spune nimănui că nu-i bine. Oricine poate să facă orice, nimeni nu spune lucrul acela nu-i bun, lucrul acela nu-i bun, nimeni nu mustră pe altul, nimeni nu corectează pe altul, că fiecare are dreptul să spună ceea ce vrea. Și e o frică de oameni să te duci și să spui nu-i bine, nu-i drept, nu-i după adevăr, nu-i după cuvânt. E o frică de oameni, frica de oameni este o cursă, pentru că oamenii vor face compromis. Domnul nostru Iisus Hristos a venit pe pământul acesta și noi de multe ori vorbim despre venirea Lui ca doar despre faptul că El a venit ca să ne mântuiască de păcatele pe care le-am făcut și să ne ducă în cer. Și lucrul acesta este foarte adevărat. El a venit să ne mântuiască de păcat și apoi să ne dea o viață nouă și prin ascultare de El să putem să ne întâlnim cu El în cer și să fim cu El o veșnicie. E adevărat lucrul acesta. Dar nu-i doar atât, ci mult mai mult decât atât, dacă vreți dacă putem vorbi în termenii acestea. Este mult mai mult decât atât. Pentru că El a venit aici pe pământ să ne dea o viață nouă și un statut nou. Sigur că odată cei ce ascultă de El, crede în El și ascultă de El, vor fi în cer. Dar El a venit aici, pe pământul acesta, să ne dea un statut nou. Și aici, pe pământul acesta, a venit ca să ne elibereze de frică. E un lucru fantastic, pentru că spune Scriptura în Evrei, capitolul 2, de la versetul 14. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și acum să fiți atenți, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Iisus Hristos a venit ca să elibereze pe oameni de frica morții. Din cauza fricii, spune Scriptura că oamenii erau supuși robiei celui rău. Erau supuși robiei celui rău pentru că le era frică și diavolul prin frică putea să îi controleze. Nu știu cum s-a întâmplat în viața voastră, dar vă spun cum s-a întâmplat în viața mea. Când am înțeles ce am fost și că eram sub osânda lui Dumnezeu datorită păcatului meu și datorită vieții pe care am trăit-o și apoi când am înțeles ce a făcut Hristos pentru mine și că prin credința în El sunt liber de păcat și Dumnezeu nu mă mai osândește pentru că prin Hristos mă vede drept. Știți ce s-a întâmplat în viața mea? Până atunci mi era frică de moarte. În momentul acela a dispărut frica de moarte. În momentul acela eram liber, în momentul acela eram bucuros și înțeleg bine cuvântul acesta din Scriptură. Eram supuși fricii, eram supuși celui rău prin frică, cel rău ne controla prin frică. Dar când Dumnezeu vine și eliberează, frica dispare și Dumnezeu aduce pace în inimile oamenilor. Aduce pace și aduce binecuvântare. Dumnezeu a venit să ne elibereze de frică, nu doar să ne ducă în cer. A venit să ne elibereze de frică, pentru că dacă nu ne eliberează de frică, nu putem trăi pe pământul acesta așa cum El își dorește. Abia când ne eliberează complet de frică, putem trăi aici pentru El așa cum El își dorește. Atâta timp cât mai este frică, nu putem, cel rău ne controlează, cel rău are un drept asupra noastră. El a venit să ne elibereze de frică prin lucrarea Lui. În Ioan capitolul 20 este pasajul acesta în care ucenicii, după învierea Domnului Iisus Hristos, în Ioan capitolul 20,
Și versetul 19 citim așa: în seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, ce le-a zis? Pace vouă! Pace vouă! Ucenicii stăteau cu ușile încuiate, de ce? Că le era frică, le era frică de iudei. Și ce a venit Domnul Iisus Hristos să le spună? Ce a venit să le spună? Pace vouă! Aveți nevoie de pace și frica vă fură pacea. Aveți nevoie de pace. Aveți nevoie de pace. Știa Domnul Iisus Hristos că asta le lipsea. N-a venit să le spună nu știu ce teorii, n-a venit să le spună nu știu ce teologii, a venit să le spună pace vouă, vă lipsește pacea. De ce? Pentru că vă este frică. Frați și surori, vă lipsește pacea. Știu, am văzut, am vorbit cu mulți dintre voi, pentru că vă este frică. Și vine Iisus Hristos și spune, pace vouă, pace vouă, încredeți-vă în El, cunoașteți-L pe El, ca să vină pacea. Acei ucenici cărora lor le-a spus, pace vouă, când s-a dus frica din viața lor? Peste o vreme, peste 50 de zile, când Duhul Sfânt a coborât, când Duhul Sfânt a coborât și a schimbat și a transformat, ce s-a întâmplat cu ei? Ce a dispărut în primul rând? Care a fost primul efect în viața lor vizibil? Primul efect vizibil. N-a fost o vorbire mai înțeleaptă, pentru că dacă citim ce a predicat Petru la cinzecime, erau niște cuvinte simple. Hristos a murit, voi l-ați omorât și trebuie să vă pocăiți. N-a fost nu știu ce cuvinte, ai zice, deși sunt cuvinte grele acestea și în acestea stă esența vieții, esența mântuirii. Dar nu cum se așteaptă oamenii cuvinte înțelepte. Dar care a fost primul efect? Primul efect a fost că a dispărut frica. Cuvintele acestea n-ar fi venit din gura lui Petru, dacă mai întâi n-ar fi dispărut frica. Întâi a dispărut frica și pentru că a dispărut frica, Petru s-a ridicat în picioare, a stat cu îndrăzneală înaintea lor și a mărturisit Evanghelia și a confruntat. Nu mai era cum ce, nu mai era frică de oameni. Până atunci le-a fost frică de oameni. Acum i-a confruntat, era în fața lui, i-a confruntat și le-a mărturisit Evanghelia. Și pentru că le-a mărturisit Evanghelia cu îndrăzneală, fără frică, Duhul lui Dumnezeu a lucrat și a schimbat viețile lor și a întors pe oameni și le-a dat mântuire. Vedeți? Domnul Iisus a venit să aducă pace și nu putea să fie pace până atâta timp cât a fost frică. Nu putea să aducă pace atâta timp cât a fost frică. Apostolul Ioan, în 1 Ioan capitolul 4 și versetul 18, spune cuvinte deosebite, toată Scriptura are cuvinte deosebite, dar vă rog să luați aminte la acest verset. Nu merge aparatul. Vedeți de ce e bine să aduceți Scripturile cu voi. Nu ne putem baza pe tehnica aceasta. Spune Apostolul Ioan așa, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea ce? Pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. În dragoste nu este frică. Spune Scriptura că Duhul Sfânt vine și ne umple. Cu ce ne umple? Cu dragoste. Și când vine Duhul Sfânt și umple inimile noastre, cu adevărat când suntem plini de Duhul Sfânt, dispare frica. Să nu spună nimeni că este plin de Duhul Sfânt dacă are frică în el. Înseamnă că n-a plecat de acolo frica și înseamnă că dragostea nu-i desăvârșită. Dragostea spune că izgonește frica. Înțelegeți? Dragostea, prezența lui Dumnezeu izgonește frica din inima omului. O dă la o parte. Frica nu mai are ce căuta acolo. Nu mai are ce căuta acolo pentru că este Dumnezeu prezent în viața unui om. Dacă ești plin de Duhul Sfânt, verifică-te și prin asta. Verifică-te dacă ai pace sau dacă ți este frică. În dragoste nu este frică. În prezența lui Dumnezeu nu este frică. Frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Cine îl are pe Domnul nu are niciun motiv de frică. Nu are niciun motiv de frică și când zic niciunul, niciunul dintre cele, să zic așa, care nu-s după voia lui Dumnezeu, n-are niciun motiv de frică. Este în Deuteronom, în Deuteronom, capitolul 12, o ilustrație a ce înseamnă ceea ce vreau eu să vă spun. Deuteronom, capitolul 12, de la versetul 8 înainte. Auziți ce spunea Domnul poporului. Să nu faceți dar cum ce spunea prorocul poporului. Să nu faceți dar așa cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place.
fiindcă n-ați ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care vă dă Domnul Dumnezeul vostru. Și acum fiți atenți, dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri care vă înconjoară și veți locui fără frică. Veți locui fără frică. Spunea omului Dumnezeu poporului, voi trebuie să intrați aici, Dumnezeu vă va izgoni toți dușmanii și va face să locuiți în țara aceasta după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri. Cum? Fără frică. Fără frică, aceasta este o imagine a noastră. Este o imagine a poporului evreu care ne vorbește nouă astăzi. Când Dumnezeu vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri, când Dumnezeu vă va izbăvi de toată puterea păcatului care era asupra voastră, când îl veți cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, veți locui în țara voastră. În care țară? În cer? Veți locui aici, în țara aceasta pe care Dumnezeu o îngăduie să fiți, fără frică. Fără frică. Așa trebuie noi să locuim, așa trebuie noi să trăim, fiecare dintre noi, fără nici un fel de frică. V-ați gândit vreodată care a fost motivul? V-ați gândit, dar aș vrea să vă aduceți din nou aminte, care a fost motivul pentru care Domnul i-a întors din nou pe evrei după ce i-a scos din Egipt și i-a dus până în țara Canaanului? Erau acolo, lângă țara Canaanului, piciorul lor doar trebuia să calce și ar fi intrat în țara Canaanului. Și totuși poporul a fost întors înapoi și au umblat 40 de ani prin pustiu și au pribegit 40 de ani și toți au murit. Din 600.000 de bărbați, doar 2 au rămas cu viață, Iosua și Caleb. Și din 2 milioane de oameni, nu știu câți au mai rămas cu viață, dar din 600.000 de bărbați, toți au murit. Și care a fost motivul pentru care Dumnezeu i-a întors înapoi din drum? Care a fost motivul? Le-a fost frică și n-au crezut în Dumnezeu. Frică de uriași și frica de uriași i-a dus la necredință. Și necredința este un păcat extraordinar de mare. Necredința e un păcat extraordinar de mare. Noi, spunea fratele Dan mai înainte, mânii, iuțim, nu ne pune nimeni la pedeapsă pentru asta și la disciplină, că nu știe nimeni ce e înăuntrul nostru. Dar necredința e un păcat mai mare decât orice altceva, dacă vreți. Orice păcat săvârșit în trup, necredința e un păcat mai mare, nu că celelalte n-ar fi. Și nu există credincios care face păcate în trup, doar se înșală. Dar necredința e mai mult decât atât. De ce? Necredința în promisiunile lui Dumnezeu. Pentru că necredința îl face mincinos pe Dumnezeu. Unul care nu îl crede pe Dumnezeu și nu se încrede în el, îi spune cu alte cuvinte lui Dumnezeu, ești un mincinos și nu te cred. Ești un mincinos și tu nu poți să ții promisiunile. Asta este necredința. Și din cauza aceasta, Dumnezeu i-a întors înapoi și a zis, da, nu vreți să credeți, vă este frică și ați lăsat frica să vă controleze și din cauza fricii ați ajuns la necredință înapoi în pustie. Înapoi în pustie și toți aceia au murit. Puteau să aibă pace, puteau să aibă o țară pe care să o stăpânească în pace așa cum alții au stăpânit-o, dar n-au intrat în ea și n-au avut-o pentru că le-a fost frică. Erau uriași, erau cetăți întărite, cu siguranță, și cu toate acestea, ei trebuiau să se bazeze pe promisiunile lui Dumnezeu. Mai târziu s-au bazat, când au venit după 40 de ani și Iosua a mers înaintea lor, a fost aceeași lucrare, n-a fost nimic diferit. Uriașii n-au fost mai mici, cetățile n-au fost mai slabe, poate au fost chiar mai tari, că le-au mai întărit în 40 de ani, dar biruința a venit. De ce? Pentru că au crezut în Dumnezeu. Imaginați-vă numai Ierihonul cum s-a prăbușit, nici o logică omenească, dar era credință în Dumnezeu. Necredința îl face mincinos pe Dumnezeu. De câte ori l-ai făcut pe Dumnezeu mincinos? N-ai mers să curvești, n-ai mers să faci nu știu ce lucruri, dar l-ai făcut pe Dumnezeu mincinos pentru că n-ai crezut promisiunile Lui. Și Dumnezeu, inima Lui de Tată s-a întristat și s-a întristat peste măsură de mult. Frica și necredința îl întristează pe Dumnezeu. În Romani capitolul 8, spunea și sora Aura despre Romani capitolul 8 și mai spunea sora Aura ceva, dacă ați fost atenți, spunea fraților și surorilor să nu vă fie frică, pentru că frica ne controlează, prin frică cel rău ne controlează. În Romani capitolul 8, versetul 15, scrie, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava,
adică tată, ce legătură are tată cu robia și cu frica? Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, dacă Dumnezeu este Tatăl tău, de ce să-ți mai fie frică? Copiii când sunt mici se laudă cu tatăl lor cât e de grozav și cred că nimeni nu o să le facă nimic pentru că au un tată grozav și puternic și dacă trebuie se duce tata și face ordine. Copiii mici se încred în tații lor în felul acesta. Zice, noi nu am primit un duh de robie ca să ne mai fie frică. Nu am primit un duh de robie, ci am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm, Ava, Tată, Dumnezeul nostru, suntem în mâna Lui. El face tot ce vrea, are toată puterea în cer și pe pământ și prin El suntem și noi biruitori. Duhul de robie trebuie să se ducă. Duhul de robie în care mulți sunt legați trebuie să se ducă și trebuie să fie acel duh al înfierii, acel duh în care ne încredințăm pe deplin în Dumnezeu, în Dumnezeul nostru. În Matei capitolul 8, când era Domnul Iisus Hristos cu ucenicii în corabie și zice că valurile erau așa de mari încât au umplut corabia și corabia, dacă era plină, sigur că se scufundă. Domnul Iisus Hristos dormea acolo în corabie. Furtuna era nespus de mare și ucenicii au strigat, Doamne, scapă-ne că pierim! Și Domnul Iisus Hristos se ridică de acolo, se trezește din somnul lui și ce întreabă? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Unde e problema? Era Domnul Iisus disperat. Ce întreabă? De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Păi, Doamne, nu te supăra! Cum să nu ne fie frică? Tu nu vezi că-s valurile mari? Tu nu vezi că corabia e plină de apă? Ce întrebare e asta? De ce ne este frică? Păi, e normal să ne fie frică. Dar când este Iisus în corabie, ce s-ar fi așteptat? Care s-ar fi așteptat să fie reacția Domnului Iisus, reacția oamenilor față de situație? Domnul Iisus Hristos era în corabie și dormea. Ei ziceau așa, El este Mesia, Mântuitorul Lumii. El este Mesia, venit să ne mântuiască. El doarme aici. Noi suntem tulburați, dar dacă El e liniștit și în pace, ar trebui să fim și noi liniștiți și în pace. Pentru că e aici cu noi Mesia, e aici cu noi Dumnezeu, e aici în corabie Dumnezeu, Mântuitorul Lumii. Ce se poate întâmpla? Ce se poate întâmpla? Dar de multe ori reacționăm și noi. Noi care spunem că suntem creștini, Nou Testamental, plin de Duhul Sfânt, reacționăm exact la fel ca și ucenicii atunci în corabie. Doamne, scapă-ne! Doamne, nu vezi că pierim? Disperați! Pierim, Doamne! Nu mai e nicio soluție! Nu mai este nicio scăpare! Doamne, scapă-ne! Și glasul Domnului și astăzi e la fel. De ce vă este frică, puțin credincioșilor? De ce vă este frică dacă sunteți în corabie cu Iisus? De ce vă este frică dacă Iisus Hristos a promis că va fi cu voi? De ce vă este frică? De ce vă este frică? De ce atâta tulburare? De ce atâta întristare? De ce atâta îngrijorare? Să nu credeți că dacă suntem creștini nou testamentali, să nu credeți că dacă suntem în Biserica Harus, slăviți să fie Domnul pentru această biserică și Dumnezeu să lucreze în inimile noastre și mai mult, și mai mult. Să nu credeți că suntem scutiți, să nu credeți că suntem feriți. În prima epistolă către Corinteni, Apostolul Pavel, în capitolul 16 și versetul 10, le dădea îndemn fraților din Corint următorul lucru. Spune așa, dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi. Dacă sosește Timotei, fraților, aveți grijă să fie fără frică la voi. Aveau ceva corinteni în care puteau să creeze o anumită stare de timorare. Erau ei mai hotărâți într-un anumit fel, dar Pavel spune, aveți grijă să fie Timotei fără frică. Și mi-am adus aminte după aceea când îi scria Pavel lui Timotei și de aceea am zis, să avem grijă, să nu zicem, să nu ne lăudăm, să nu ne culcăm pe ureche și să zicem că noi suntem, că noi avem, ci să avem grijă și să veghem. Pentru că în a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, îi scrie Pavel lui Timotei următorul lucru. Timotei, mi-am dat seama, avea o problemă cu frica. Și scrie așa, la versetul 6, 2 Timotei 1 cu 6, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Timotei avea probleme cu frica.
ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Pavel îl mustră pe Timotei și zice: Timotei, ai grijă, să nu-ți fie frică, Timotei. Timotei era în pericolul acesta al fricii. Și de unde venea frica? Versetul cu care am început, versetul 6. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine. Pentru că Timotei lâncezea. Timotei nu lucra, nu s-a implicat în lucrarea Domnului așa cum ar fi trebuit. Timotei încă mai stătea nepăsător de o parte, deși Dumnezeu îi dăduse dar, deși Dumnezeu îl chemase la lucrare. Timotei încă stătea nepăsător, lâncezea. Și zice Pavel: Timotei, nu mai lâncezi, trezește-te, pune-te în slujba Domnului, adu-ți aminte că ai primit un dar, Domnul vrea să lucrezi pentru el, înflăcărează darul care l-ai primit, Timotei, nu mai sta nepăsător, pentru că altfel îți va fi rușine de mine și îți va fi rușine de Hristos și vei da înapoi, pentru că îți va fi frică. Problema era lâncezeala, problema era că Timotei stătea deoparte și nu făcea nimic. Frați și surori, de multe ori duhul de frică vine în viața noastră tocmai din cauza aceasta. Dumnezeu ne cheamă să facem, Dumnezeu ne cheamă să lucrăm, Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm. Noi stăm, lâncezim și vine duhul de frică și vine rușinea de Hristos și vine lepădarea de Hristos. Timotei era în acest pericol. În Matei capitolul 25, în pilda talanților, spune de la versetul 24: cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Mi-a fost teamă să lucrez, mi-a fost teamă să mă implic, mi-a fost teamă să mă duc în numele Tău, mi-a fost teamă, Doamne, mi-a fost teamă. Și mulți dintre noi suntem așa, stăm nepăsători față de o lume care moare în păcat, stăm nepăsători atunci când vedem că lucrurile merg rău în adunări, stăm nepăsători, nu ne mai ridicăm glasul să plângem, să ne mai rugăm, nu mai mergem să mijlocim, nu mai mergem să mărturisim, stăm nepăsători. Și pentru că stăm nepăsători, vine frica, vine lepădarea de Hristos. Știți că diavolul vrea să-i controleze și controlează astăzi pe oameni prin frică? Prin frică? Dacă vreți și vă uitați cu atenție, constanta zilelor noastre astăzi este frica și nesiguranța. Mereu veți auzi pe oameni că e greu, mereu veți auzi pe oameni că nu sunt perspective, mereu îi veți auzi pe oameni că le este frică. Frica și nesiguranța este o constantă a zilelor noastre și se pare că, nu se pare, cel puțin eu din câte am văzut, la români mai mult ca în orice altă parte. Nu-i chiar la fel în altă parte, dar când vii aici, parcă intri într-o altă lume, toată lumea se teme, toată lumea e nesigură, toată lumea se plânge. Și unul dintre motive, și nu lipsit de importanță, și îl spun încă o dată, și mă bucur la cei ce iau aminte, iar cei ce n-au uit treaba lor îi privește, unul dintre motivele pentru care poporul acesta român este plin de frică, este pentru că citeam o statistică care a apărut în presă în urmă cu vreo 2 luni de zile și spunea că din toată comunitatea europeană, poporul român se uită cel mai mult la televizor. O medie undeva la 5 ore și jumătate pe zi, ceea ce e fantastic de mult. 5 ore și jumătate pe zi e extraordinar de mult, e imposibil de mult, e o nenorocire. Asta e media, înseamnă că unii se uită 10 și chiar am auzit de unii care au spus că la ei nu se stinge 24 de ore din 24, nu se stinge televizorul în casă. Consecința este că poporul ăsta e mai plin de frică ca și oricare altul și alții au problemele lor. Dar aici este mai multă frică, toată lumea se teme, toată lumea se îngrijorează. Pentru că nu trebuie să te uiți 10 ore la televizor ca să vină frica peste tine. E suficient 10 minute să te uiți la știri, suficient.
Și unii pocăiți zic, noi nu ne uităm decât la știri, Domnul să vă ierte și să vă păzească. Lăsați un duh de frică să vină peste voi și apoi îl transmiteți și la alții, că te duci și vorbești cu cineva, știi ce-o făcut ăla, ai auzit ce-o făcut ăia, ai auzit nenecaz, ai auzit de nenorocire și tu care ești un creștin transmiți un duh de frică celui de lângă tine. Diavolul însă vrea ca prin frică să-i controleze pe oameni. Nu s-a întâmplat niciodată ce s-a întâmplat în lumea aceasta ca și după 9 septembrie 1911, când au căzut cele două turnuri. De atunci a venit peste lume un duh de frică și toată lumea se teme și se teme și se teme. Americanii care erau mândri cu libertățile lor și ziceau, pe noi nimeni nu ne controlează, noi suntem liberi, acum semnează de bună voie, faceți ce vreți, ascultați-ne, controlați-ne, numai să nu vină teroriștii să pună bombe sub noi. Fac orice pentru că li s-a insuflat frica. Acceptă orice, pentru că li s-a insuflat frica și sunt controlați prin frică. Și diavolul, Satan, asta vrea să facă astăzi, să controleze toată lumea prin frică. Când oamenii se tem, renunță la orice. Renunță la orice. Și un creștin care este controlat prin frică, nu-i ceea ce vrea Dumnezeu să fie, un om liber, care să-L proslăvească Dumnezeu, pe Dumnezeu. Diavolul creează scenarii în mințile oamenilor. Vine cu lucruri care nu sunt adevărate. Am rămas surprins să văd că majoritatea motivelor de frică pe care cineva mi le-a spus nu erau întemeiate. Nu erau întemeiate, erau numai la nivelul minții lor. Erau numai la nivelul minții lor. Frică că o să te îmbolnăvești. Dar nu ești bolnav. Sau mă rog, te doare o măsea. Frică că o să te îmbolnăvești. Frică că atunci când o să fii bătrân, o să fii singur și nu o să aibă grijă nimeni de tine. Frică că dacă o să te căsătorești, nu o să-ți meargă bine căsnicia. Frică că dacă nu te căsătorești, o să rămâi singur. Înțelegeți? Toate-s la nivelul minții. Toate-s la nivelul minții. N-au nimic real. N-au nimic real. Satan vine și le pune în minte, fără să aibă nicio bază. Frică că nu o să ai ce să mănânci. Ați văzut pe cineva în România murind de foame? Eu n-am văzut pe nimeni. Nici cei mai amărâți oameni nu mor de foame. Frică la nivelul gândului. Scenarii și culmea le credem. Culmea le credem. Le credem. De ce? De ce le credem? Dacă nu-i nimic real și chiar dacă ar fi, Scriptura spune să ne încredem în Dumnezeu. Cum are acces cel rău la mintea noastră și cum ne poate el controla prin frică? În primul rând, m-am uitat, am văzut ce s-a întâmplat cu apostolii, am văzut cum era viața Domnului Iisus Hristos și în primul rând, diavolul controlează prin frică datorită faptului că noi nu ne-am predat cu adevărat viața în mâna Lui. Nu ne-am predat, spun încă o dată, ăsta e principalul motiv, motivul numărul unu, un om care are frică nu și-a predat cu adevărat viața în mâna Lui Dumnezeu. Și pentru că nu ne-am predat cu adevărat viața în mâna Lui Dumnezeu, este noi dragoste de sine, ne iubim pe noi încă și din dragostea de sine vine frica. Ce o să mi se întâmple? Ce o să fie cu mine? Nu o să fie bine. Nu o să fie bine cu ai mei, nu o să fie bine cu copiii mei. Pentru că nu m-am predat cu adevărat în mâna lui Dumnezeu, am dragoste de sine. Și înțeleg mai bine de ce spunea apostolul, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Dumnezeu a venit să ne elibereze de dragostea de sine, să ne elibereze complet de dragostea de sine. Când asta dispare, dispare frica. Și pentru că e dragoste de sine, mai dragoste de lume și de lucrurile ei. Și tot apostolul Ioan spunea, nu iubiți lumea și lucrurile ei. Dacă iubește cineva lumea și lucrurile ei, dragostea lui Dumnezeu n-a ajuns în el desăvârșită. Înțelegeți? Iubim lumea și lucrurile ei, le iubim. Degeaba zicem că noi nu, le iubim. Și dacă ni le ia cineva, suferim. Dacă nu le avem, suferim. Dacă le avem, suntem bucuroși. Dragoste de lume și de lucrurile ei și nu suntem liberi. Cu asta ne controlează cel rău. Dragoste de sine, ne iubim pe noi peste măsură de mult și cu asta ne controlează cel rău. Și apoi, în necunoașterea Domnului Iisus Hristos. Când cu ucenicii s-a întâmplat că l-au cunoscut și a venit puterea Duhului Sfânt peste ei, viața lor s-a schimbat. De aceea zice că viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu
adevărat și pe Domnul Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, cu adevărat nu-ți va fi frică. Dacă ne este frică, înseamnă că nu-l cunoaștem pe Dumnezeu. Odată citim Scripturile, venim la biserică, nu-l cunoaștem pe Dumnezeu. Nu ne-am predat cu adevărat în mâna Lui. Ne iubim pe noi și iubim lumea și lucrurile ei. Sunt patru cauze puternice care aduc frică în viața noastră și îi dau drept celui rău să controleze și să ne împovoreze în fiecare, aș putea spune în fiecare zi, oricum foarte des. Este un pasaj deosebit în Daniel, capitolul 3, și vorba despre cei trei tineri care erau acolo. Pentru că mai vine diavolul într-un fel și caută să-i controleze pe oameni spunând, nu te mai iubește Dumnezeu. Dumnezeu te-a părăsit, Dumnezeu s-a îndepărtat de tine și Dumnezeu nu te mai iubește. Și foarte mulți din biserică cred minciuna aceasta. Acum, dacă omul continuă să trăiască în păcat, cu adevărat, e o problemă. Dacă omul stă în păcat și se desfată în păcat, e o problemă. Să nu spui nădejdea în Dumnezeu. Dar dacă păcatul te doare, dacă tu te-ai mărturisit, dacă tu ai renunțat la el, ai venit înaintea Domnului cu lacrimi de pocăință, de ce te mai lași înșelat și mințit de vrășmaș? De ce te mai lași mințit și înșelat de cel rău? Diavolul vine și cu frica aceasta. Ai păcătuit, Dumnezeu nu te mai iartă. Păcatul mărturisit este iertat, spune Scriptura. Dumnezeu abia așteaptă ca un om să vină cu durere și să-și mărturisească păcatul. Lași acolo la picioarele lui păcatul și te duci bucuros mai departe, pentru că Dumnezeu te-a iertat, dar asta înseamnă cunoaștere de Dumnezeu. M-am întrebat cum de cei trei tineri din Babilon îl cunoșteau așa de bine pe Dumnezeu și noi astăzi, care ne lăudăm că suntem beneficiari unui har mai bun, nu-l cunoaștem. Auziți? Ce au răspuns ei împăratului? Șadrag, Mesac, Daniel 3:16, Șadrag, Mesac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar, noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Iată îndrăzneala a trei tineri din Babilon. Stăteau în fața unui împărat păgân, avea cea mai mare putere în vremea aceea. Și au zis, împărate, nu ne închinăm, poți să ne tai gâtul, nu ne închinăm. Dumnezeul nostru ne poate scoate și ne va scoate, dar chiar dacă nu ne va scoate, n-are importanță, murim. Ce aici? O cunoaștere a lui Dumnezeu și o predare totală în mâna lui. Dar gândiți-vă la un aspect. Cei trei tineri erau în Babilon din cauza neascultării. Cei trei tineri erau în Babilon din cauza păcatului. Păcatul poporului a făcut ca Dumnezeu să trimită poporul în Babilon. E adevărat? Din cauza că au fost păcătoși, din cauza că n-au ascultat de Dumnezeu, au zis, în Babilon cu voi, 70 de ani. Și tinerii știau, am ajuns în Babilon pentru că am fost păcătoși, n-am ascultat de Dumnezeu, ne-am închinat la idoli, i-am fost necredincioși lui Dumnezeu. Și ar fi putut să zică, nu ne mai iartă Dumnezeu niciodată. Dar îi spun împăratului, Dumnezeul nostru. N-au zis Dumnezeul, poporul evreu, noi suntem niște nenorociți. Au zis, Dumnezeul nostru ne poate scăpa. De ce? Pentru că îl cunoșteau pe Dumnezeu. Au știut cei trei tineri că dacă te pocăiești, dacă îți ceri iertare, îți pare rău de ce ai făcut, Dumnezeu te iartă. Erau acum în Babilon datorită păcatului, dar ei au știut că Dumnezeu i-a iertat. Au știut că Dumnezeu i-a iertat pentru că ei s-au pocăit. Și au zis, Dumnezeul nostru ne va scoate. Tu de ce te lași înșelat de vrășmași care spune, nu te mai iartă Dumnezeu? Cum e posibil așa ceva? Trei tineri din vechiul legământ să-L cunoască pe Dumnezeu mai bine decât tine care te lauzi cu un nou legământ. Cum e posibil așa ceva? Să te lași înșelat de vrășmași și chinuit, nu te mai iartă. Te iartă dacă te pocăjești cu sinceritate. Te iartă dacă plângi înaintea lui Dumnezeu și îți mărturisești păcatul. Te iartă. Pentru că spune Scriptura aceasta, spune Apostolul Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta e încredințarea care o avem, asta e tăria noastră și sprijinul nostru. Dumnezeu ne iartă și ne restaurează și tu l-ai crezut pe cel rău, l-ai crezut și îl crezi și astăzi. Am stat de vorbă cu un tânăr care nici măcar nu mai e în adunare și aceasta era înșelarea cu care venea cel rău la urechile lui.
Dumnezeu nu mă mai iartă. Și am spus, nu-l crede pe cel rău, nu crede minciuna celui rău. I-am citit din Scriptură, i-am spus, uite cum scrie în Scriptură, Dumnezeu te iartă. Și el a zis, nu mai poate să mă ierte, pentru că eu am făcut prea multe. Nu e adevărat, uite de ce scrie. Dacă o să-l crezi pe cel rău, o să ajungi rău. Dacă îl crezi pe Dumnezeu, el te restaurează, te ridică și îți dă har. Și n-a mai putut să-l creadă pe Dumnezeu. L-a crezut pe cel rău și acum e rău și departe în lume. Pentru că n-a crezut promisiunile lui Dumnezeu. Înțelegeți ce face necredința? Înțelegeți ce face necredința și necunoașterea lui Dumnezeu? Dumnezeu iartă, Dumnezeu ridică, Dumnezeu restaurează. Frica e de multe feluri, așa cum am zis. E frică de boală, că o să ni se întâmple ceva. Și eu am trecut prin frici, să știți, până când am înțeles că era un atac al celui rău. Frică de întuneric, frică de boală. Pe mine mă dureau genunchii. Și tot mai plângeam și eu la frați, mă dor genunchii. Și chiar șchiopătam într-o vreme. Dar la un moment dat am zis, Doamne, asta este, fă ce vrei. Fă ce vrei. Sunt în mâna ta. Acum când am fost plecați, ne-am dus undeva într-un loc și am făcut o călătorie pe jos. Și zice soția, dar nu te dor genunchii? Zic, nu mă dor deloc. Absolut deloc nu mă mai dor. Frică că o să ne fie ceva, frică că o să ni se întâmple ceva. Frică de boală, apoi frică de singurătate. Frică că o să fim singuri. O, ce o să fie cu noi? V-am spus că m-am întâlnit cu mai mulți și o tânără mărturise așa. Este frica aceasta, frica aceasta că o să rămân singură până la sfârșitul vieții. Și ce o să fie de mine? Și aici mai este un aspect. Și aș vrea să aveți mare grijă, să vedeți ai cui mesager sunteți, al lui Dumnezeu sau al lui Satan. Și am văzut că multe surori, în special, sunt mesagerii lui Satan. Se întâlnesc cu tinere care poate au trecut de anumiți ani și nu s-au mai căsătorit, sau nu s-au căsătorit încă. Și întrebarea surorilor lipsite de înțelepciune complet, sunt aici printre noi unele, lipsite de, ca să nu zic alt cuvânt, lipsite de înțelepciune e cel mai ușor pe care îl poți spune, că sunt aici la amvon. Dragă, dar tu nu te mai măriți. Dumnezeu să vă ierte. Și bărbați sunt de felul ăsta. Cum vă permiteți să puneți poveri, poveri peste poveri și să aduceți duh de frică? Cum vă permiteți așa ceva? De ce nu cereți Domnului înțelepciune când vă deschideți gura să vorbiți un cuvânt pentru zidire, nu spre dărâmare? Și tânăr ce am mărturisea, frate, m-am dus, m-am întâlnit cu o soră pe stradă și m-am dus dărâmată. M-am dus dărâmată și plângeam. În loc să se ducă întărită, în loc să îl descoperi pe Hristos și să-i vorbești despre Hristos. Mesagerea lui Satan în bisericile creștine, oameni care aruncă poveri peste alții în bisericile creștine, Dumnezeu să aibă milă și îndurare de voi. Tot felul de frici, tot felul de frici, de animale, de oameni, cum am zis, de întuneric, că Domnul nu te mai iubește, tot felul de frici, nu-s de la Dumnezeu, îs de la vrășmași, îs de la vrășmași. Și ce faci când vine un duc de frică peste tine? Ce faci? V-am spus că și-am avut odată. Și eu sunt om ca voi. Și a ajuns să-mi fie frică de întuneric. Și am zis, ce se întâmplă cu mine? Că nu e normal să fie așa. Nu e normal să fie așa, dar de ce să-mi fie frică de întuneric? Ce se poate întâmpla în întuneric? Și am zis, trebuie să confrunt frica asta. Și în toiul nopții m-am dus în mijlocul pădurii. Și am zis, să văd ce mi se întâmplă. Să văd ce mi se întâmplă. Și știți ce mi s-a întâmplat? Nu mi-a mai fost frică din acel moment. Ce faci când vine un duc de frică peste tine? Confruntă frica aceea, nu fugi de ea. Noi mereu fugim de ea. Mereu fugim de ea. Vai să nu fiu în situația aceea, că acolo mi-e frică. Să nu fiu acolo, că acolo mi-e frică. Confruntă-o. Încrede-te în Dumnezeu și confruntă duhul de frică. Și vei vedea că cel rău va pleca. El te ține legat atâta timp cât tot eviți, cât tot fugi. Ți-e frică de avion? Urcă-te în avion! Urcă-te în avion și du-te cu avionul. Ți-e frică de lift? Urcă-te în lift! Și spune, dacă Domnul vrea să crapă, ce să crapă în lift? Și nu o să crape, o să vezi că ajung la etajul 10 și o să zici, de ce mi-a fost frică o viață întreagă? Confruntă-te cu frica! Du-te înainte, îndrăznește numele lui Iisus Hristos! Îndrăznește! Și vei vedea că nu se întâmplă nimic! Pentru că e o minciună, e un scenariu pe care cel rău l-a construit în gândul tău.
E un scenariu pe care l-a făcut acolo. Și tu o viață întreagă ai stat sub un duh de frică. Și o viață întreagă cel rău nu te-a lăsat să fii liber. Du-te și confruntă-te cu frica. Du-te de astăzi. Unde ți-e mai frică, acolo du-te. Și vei vedea biruință. Dar te încrezi în Dumnezeu. Te încrezi în Dumnezeul tău, care nu te lasă. Fă lucrul acesta. Fă lucrul acesta. Dumnezeu vrea oameni îndrăzneți. David s-a dus înaintea lui Goliat. Ceilalți tremurau de frică toți. Toți tremurau de frică. David ce a avut în plus? A avut credința în Dumnezeu și s-a confruntat cu frica, s-a confruntat cu uriașul și l-a biruit pe Goliat. Confruntă frica, confruntă frica. Nu mai sta în starea în care a stat până acum. Așa cum am zis însă, dacă este duc de frică, înseamnă că nu ne-am predat cu totul în mâna lui Dumnezeu. Aici să ne cercetăm. Eu spun, n-ai nevoie să te duci la cineva să se roage pentru tine. N-ai nevoie să te duci la cineva să spună mâinile peste tine să scapi de duc de frică. Că va pleca pentru o săptămână și după o săptămână vine înapoi. Vine înapoi pentru că tu îi dai voie prin nepredarea ta. O săptămână se duce, dar vine înapoi pentru că starea ta, asta îl face să nu mai vină sau să vină. Așa că dacă ai un duc de frică, pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu, de asta ai nevoie. Mărturisește nepredarea ta, mărturisește dragostea ta de sine, mărturisește dragostea ta de lume și de lucrurile ei. Mărturisește necredința ta, pocăiește-te și vei vedea că atunci când te pocăiești, duhul de frică pleacă. Cere să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult decât îl cunoști. Roagă-te, strigă disperat, Doamne ajută-mă să te cunosc. Și cunoscându-L pe Dumnezeu, vei avea biruință. Aici e secretul, pocăința, predarea totală în mâna lui Dumnezeu. Cine are frică nu-i predat cu totul. Spun asta ca să știți, nu ca să vină acum un alt duc de frică. Vai, eu nu m-am predat Domnului, prin urmare o să mă lepe de Domnul pentru totdeauna. Nu, nu, înțelege ce spun. Pocăința te pune într-o stare bună înaintea lui Dumnezeu. Dar trebuie să înțelegi de ce ai ajuns așa și de ce ești controlat de frică. Fratele Richard Wurmbrand spunea că el a avut un tovarăș de nădejde toată viața lui. Dar n-a fost frica. Știți care a fost? Suferința. A zis, am avut un prieten bun care nu m-a părăsit niciodată. Suferința, dar nu frica. Și imaginați-vă unde a fost el și prin câte a trecut el. Odată era în casă adunat cu grupul lui de credincioși și avea și el informator la securitate, nu numai securitate, aveau informator printre ei. Și vine unul de-a lor acum să le spună, vedeți că securitatea e pe urmele voastre și vă urmăresc. Și el l-a chemat pe hol să-i spună. El de pe hol a intrat în casă unde credincioșii erau adunați și atitudinea a fost asta. Da? Așa deci? Prin urmare, securiștii nu-și bagă mințile în cap. Lasă că o să le arătăm noi. L-am întrebat pe fratele Panican, că a stat cu el 3 ani de zile. Spune-mi despre fratele Richard în câteva cuvinte. Caracterizează-mi el, dar în cât mai scurte cuvinte. Și a zis foarte ușor. Nu era frică de nimic. Nu era frică de nimic. El a avut un tovarăș bun, suferința, dar frică n-a avut deloc. Și pentru că n-a avut frică, a putut să facă lucrările mari ale lui Dumnezeu. Lucrările mari ale lui Dumnezeu, pentru că nu știa ce înseamnă frica. Din nefericire, noi avem un tovarăș bun, frica. Și nu-i normal. Renunțați la prietenia cu el. Renunțați la prietenia cu el astăzi. Astăzi, dați frica afară din viața voastră. N-aveți niciun motiv. N-aveți niciun motiv să vă fie frică, voi care credeți în Iisus Hristos. Ați fost înșelați destul, e destul, spuneți până astăzi. Nu mai vrem frică în viața noastră. Un popor al lui Dumnezeu fără frică este un popor biruitor. În Deuteronom, capitolul 20, auziți, promisiunea asta e pentru noi. Și primul verset spune Dumnezeu așa. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și care și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei. Căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Frați și surori, când mergeți pe drum, pe drumul credinței și vedeți popor mare, cai și care, vedeți duhuri care se ridică împotriva voastră, vedeți tot felul de dușmani, să nu vă fie frică. De ce? Pentru că Dumnezeul tău care te-a scos din păcat și din fără de lege, spune Scriptura, este cu tine. Să nu vă temeți, să nu vă temeți. Și tot fratele Richard Wurmbrand spunea, că în Scripturi, într-un fel sau altul, scrie de 366 de ori să nu te temi. Și spune minunat cum a pus Dumnezeu, nu de 365 de ori cât are anul, ci de 366, că este odată la 4 ani un an mai lung.
februarie are 29 de zile. Și pentru acea zi a pus Dumnezeu un să nu te temi. Deci este un să nu te temi pentru fiecare zi a anului, chiar și când anul e mai lung. Fraților, renunțați la frică. Predați-vă viața în mâna lui Hristos, ca să puteți trăi o viață de biruință, să vă bucurați voi, să se bucure cei din casele voastre, să se bucure frații și surorile și să se bucure cerul. Dumnezeu a venit ca să ne libereze de frică. Nu mai avem un duh de robie, ci avem un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, Tată, Dumnezeu e Tatăl nostru. Dacă El a hotărât să ne nimicească, ne va nimici. Dacă El a hotărât să fim în boală, să fim în boală. Dacă El a hotărât să fim în suferință, să fim în suferință. Pentru că El știe ce-i mai bine. El știe ce-i mai bine. Aceasta e încrederea, încrederea puternică. Nu doar dacă Dumnezeu mă vindecă, cum ziceau cei trei, dar chiar dacă Dumnezeu nu mă vindecă, eu tot în pace stau. Cred că El poate, cred că El e Dumnezeu, cred că a făcut, am vorbit astăzi, face minuni și le face în continuare, slavă Lui, cred că poate, dar chiar dacă nu o va face, pentru că în înțelepciunea Lui știe de ce, eu mă încred în El. Haideți să mergem de astăzi mai încrezători în El și orice duh de frică să piară în numele Celui ce a venit și a biruit frica, l-a biruit pe Satan, a biruit moartea și ne-a eliberat. Numele Lui să fie slăvit și preamărit în veci de veci. Amin.